Două ambulanțe smurd și o autospecială a pompierilor s-au deplasat astăzi la ieșirea din Cheia pe drumul spre Ploiești, după ce un autoturism a intrat pe contrasens într-o curbă și s-a izbit de un tir. Din primele cercetări a rezultat că autoturismul ar fi pătruns pe contrasens, intrând în coliziune cu tirul care venea din sens opus. În urma impactului, autoturismul a ieșit în afara părții carosabile. 4 persoane au fost rănite fiind transportate la spital. Traficul a fost restricționat în zonă. Cercetările continuă pentru a stabili cu exactitate împrejurările producerii acestui accident de circulație. Doi dintre tinerii răniți în accident au suferit traumatisme craniocerebrale, un altul traumatism la claviculă, iar tânăra aflată în autoturismul lovit a suferit un traumatism la coloana lombară.